Ploaia care a căzut aseară peste Dej le-a cauzat probleme atât șoferilor cât și pietonilor. Din nou, canalizarea a cedat, iar apa strânsă pe carosabil a atins 20-30 de centimetri. Ploaia a început aseară la Dej la ora 20. Tot atunci au început și problemele în oraș. Canalizările s-au înfundat, drumurile și trotuarele fiind acoperite de apă. Apa le-a creat probleme șoferilor, dar pentru pietoni a fost o adevărată provocare să traverseze strada în zona respectivă, chiar pe trecerea pentru pietoni. Ce spuneți de cum a făcut față canalizarea? Oh, un oraș minunat! Minunate! Da, e super! E bine, nu? Da, e excelent! Mai lipsește o barcă ca în 70. Asta e țara, dragă! E adâncă? Meteorologii anunță că ploile vor continua și în perioada următoare.